Bună ziua, eu sunt Densar Duman. Vreau să vă prezint doamna Cami, care a fost operată acum 4 luni în Turcia cu operație de diabet tip 2. Vă las să ascultați pe doamna Cami. Bună ziua, mă numesc Avaler Camelia, sunt din Pitești, am 45 de ani și am fost diagnosticată acum 6 ani cu diabet tip 2. Sunt operată de curând în Turcia, maxim 3 luni jumătate. Am mers prin intermediul domnului Ensar Duman. Am aflat de această operație acum 4 luni. Am auzit de domnul Ensar prin Facebook, pe intermediul internetului, și atunci am luat hotărârea să îl sun și să stau de vorbă, să întreb cât mai multe despre operație. Mi-a spus în ce constă această operație și eu am luat decizia împreună cu dânsul să plecăm în Turcia. Acolo am fost la Policlinica Etiler, unde am făcut analize și în urma analizelor am fost diagnosticată cu diabet tip 2 și astfel am hotărât să fiu operată de echipa din Turcia. S-a explicat că este vorba despre operație interpoziție ileală, diabet tip 2, și nu este vorba despre micșorare de stomac, așa cum se crede la noi în țară. Am fost operată, din momentul de față nu mai iau niciun fel de medicament, mă simt foarte bine, am slăbit 24 de kilograme, glicemia normală, înainte de operație glicemia era până la 160, ajungeam, iar acum e 70, 80, 90, deci mai mult de 100 nu crește. Deci, Doamne ajută, aveți mare încredere și mergeți în Turcia și faceți această operație prin ajutorul domnului Ensar Duman. Vă mulțumesc frumos!